2 milioane de români au plecat la muncă în străinătate doar în intervalul 2007-2014, acestea fiind cele mai recente date disponibile, iar numai în 2007 jumătate de milion de români au plecat în altă țară din Uniunea Europeană, în special în Spania și Italia. Căpșunarii, cei mai mari investitori străini, în vreme ce guvernele succesive nu au găsit 1,5-2 miliarde de euro pentru o autostradă care să treacă munții, românii din străinătate au trimis acasă, de la debutul crizei până în 2014, 29 de miliarde de euro, dublul cât toate investițiile străine realizate în aceeași perioadă. PIB-ul României era de 126 de miliarde de euro în 2007, anul intrării României în Uniunea Europeană, iar anul trecut a ajuns la 159 de miliarde de euro, cu 26% mai mult față de nivelul de acum 8 ani. Salariul mediu net pe economie a ajuns la 2051 de lei net în luna martie acestui an, fiind de două ori mai mare decât nivelul înregistrat în 2007, când salariul mediu net pe economie era de 1042 de lei. În 2007, România avea 222 de kilometri de autostradă, iar în prezent rețeaua de autostrăzi a ajuns la circa 700 de kilometri. Cu toate acestea, România este cea mai săracă între țările din Uniunea Europeană la acest capitol, deși bugetele pentru drumuri au depășit 20 de miliarde de euro în ultimii 8 ani. România a primit din 2007 încoace aproximativ 35,6 miliarde de euro de la Uniunea Europeană prin intermediul fondurilor structurale și a celor destinate agriculturii, iar contribuția României la bugetul Uniunii Europene, având în vedere că fiecare țară membră a Uniunii contribuie cu câte 1% din PIB în fiecare an, a fost de 12,7 miliarde de euro în același interval. Exporturile de bunuri ale României au ajuns la 54,6 miliarde de euro anul trecut, în creștere cu 85% față de nivelul înregistrat în 2007, când România exporta bunuri în valoare de 29,5 miliarde de euro. România a fost în ultimii ani în topul țărilor cu cele mai mari viteze la internet fix, dar paradoxal este că în același timp țara noastră este una dintre piețele cu un grad redus de utilizare a serviciului. Sunt Silviu Calotă, iar oda bucuriei nu trebuie cântată de niște afoni.